Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Peștii trebuie să-și ridice stima de sine. Succesul tău poate provoca invidie, așa că nu-i lăsa pe alții să te manipuleze. Cu rudele e cu totul altă poveste, acestea îți vor oferi sprijinul necesar și sfaturi. Vei atrage literalmente atenția. Folosește aceste lucruri pentru a-ți arăta cele mai bune calități și pentru a face cunoștințe interesante. Dragoste. Valul de energie de la începutul lunii va fi combinat cu incertitudinea peștilor liberi. Ți-e frică să faci noi cunoștințe și să-ți aranjezi viața personală. Urmează sfatul unei persoane dragi. Prima decadă este bună pentru peștii care doresc să se întâlnească cu părinții alesului sau să se adreseze înregistrării la oficiul stării civile. Poți conta pe relații calde și reciprocitate din partea noilor cunoștințe. Cu siguranță ar trebui să profiți de armonia care va fi sporită între 1 și 10 octombrie. Cei care nu și-au oficializat încă relația pot negocia cu succes sau se pot muta într-un spațiu de locuit în comun cu alesul. Peștii cu familie trebuie să protejeze relațiile cu rudele, deoarece vor deveni ambigue în octombrie. Fii condescendentă cu ei, împărtășește-ți în mod activ gândurile și presupunerile care le pot afecta viața. Încearcă să nu intervii în dezasamblarea relațiilor altor persoane. O deteriorare bruscă a relațiilor poate apărea în ultimele zile ale lunii. Perioada foarte stresantă va fi cauzată de acțiunile și cuvintele tale. Sănătatea. În prima decadă a lunii octombrie, peștii nu se vor teme de nicio încărcătură cu bunăstarea. Totuși, dacă te simți obosită, vei avea nevoie de o odihnă bună. Nu-ți fie frică de această stare. Dacă neglijezi un somn adecvat, riști să te aduci la epuizare completă. Trebuie să-ți faci o programare la medicul stomatolog și să te implici în rezolvarea problemelor de lungă durată cu cavitatea bucală. Dacă ți-amâni vizita acum, te vei confrunta cu consecințe extrem de adverse. În a doua decadă a lunii octombrie, trebuie să începi să-ți tonifici corpul. Încearcă să dormi numai multe de 7 ore pe zi și nu te sfii să faci sport. Este bine să preferi yoga sau pilates. Bărbații se vor simți grozav la halteră. Nu uita să faci exerciții de dimineață sau să faci jogging. Seara, este bine să faci un duș de contrast, acesta îmbunătățește circulația sângelui și starea vaselor de sânge. La sfârșitul lunii, s-ar putea să devii ipohondră față de întâlnirile cu alții de teamă să nu contractezi ceva. Vei avea tendința de a refuza multe dintre oportunități care se deschid înaintea ta. Banii. Nu amâna munca până mâine, pentru că mâine va deveni iarăși astăzi. Chiar dacă ești prea leneșă să te gândești la proiecte dificile, acum trebuie să ți le asumi fără gânduri inutile. Încearcă să reduci probabilitatea de a întâlni oameni neplăcuți care vor să devină celebri pe cheltuiala ta. Începând cu 11 octombrie se va deschide oportunitatea de dezvoltare profesională. Lansarea de noi proiecte în domeniul comerțului și al reclamei va aduce un succes fără precedent. Totuși, ține minte despre concurenții care nu dorm și așteaptă slăbirea poziției tale. O parte dintre oamenii din mediul înconjurător vor fi foarte geloși pe tine și vor încerca să-ți streseze reputația. A doua jumătate a lunii pentru mulți pești se va transforma în călătorii lungi. Ți se poate oferi o călătorie de afaceri profitabilă, care îți va afecta semnificativ pozitiv situația financiară. Profită de călătorie pentru a face schimb de experiență cu alți profesioniști din domeniul tău. Vei avea, de asemenea, un discurs public, comunicarea cu clienții și partenerii de afaceri. Mulți dintre voi vor dori să-și încerce mâna într-un domeniu nou. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!